Dragilor, în acest weekend voi sta la bunici. Îmi place așa de mult să stau aici, departe de oraș, școală și de teme. Până și supereroii merg la școală, avem și noi școala noastră. Iar cum tot stau și mă plimb prin curte, aș vrea să discutăm despre miere și cum se face aceasta. Mie mi se pare un proces foarte fascinant. Ești pregătit? Așa că hai să zburăm! Mierea de albine este un aliment natural cu multiple proprietăți benefice pentru sănătate, cu gust dulce și aromat pe care albinele îl prepară din nectarul florilor. Ocupația de îngrijire a stupilor și de recoltarea mierii este una ancestrală și se numește apicultură. Este atât de veche încât se spune că mierea a fost prima substanță dulce pe care omul a consumat-o. Căutarea mierii a crescut treptat și datorită gustului său, dar mai ales datorită proprietăților și beneficiilor pe care le are pentru organism. Dar cum se produce mai exact mierea? Păi, albinele trebuie să colecteze nectarul pe care apoi îl va transforma în miere. Cam așa ar suna procesul rapid, dar este un proces foarte îndelungat pe care ți-l voi prezenta acum. Nectarul se găsește pe mai multe plante și soiuri de flori și este colectat de albine datorită unei munci excelente de colaborare și atribuire a rolurilor. Este important să deosebim nectarul de miere. Nectarul este un lichid zaharat produs de glandele florilor. Mirosul său atrage o mulțime de albine care, sărind din floare în floare pentru a-l colecta, participă și la un proces natural important și anume schimbul de polen între flori, care apoi permite reproducerea acestora din urmă. Procesul de schimb de polen între flori, datorită albinelor, se numește polenizare. Odată ce nectarul a fost luat, albinele îl colectează într-o cavitate numită pungă de miere, în care nectarul este adăugat cu enzime produse de acestea. Aceste substanțe contribuie la transformarea nectarului în miere. Acum, înapoi la stup, albinele furajere trec nectarul către primele albine pe care le găsesc la intrarea în stup. Aceste albine continuă procesul de transformare a nectarului și în final depozitează lichidul în celule speciale. Dar evident, mierea nu este încă gata pregătită. În această fază, mierea este încă prea lichidă și, pentru a se îngroșa, albinele încearcă să mărească temperatura pentru a evapora o mare parte din apa prezentă în substanță. Și acum mă vei întreba cum fac asta? Ei bine, printr-un proces cu adevărat extraordinar. Pentru a crește temperatura, albinele mănâncă mai întâi lichidul și îl păstrează în corpul lor pentru o vreme și apoi îl dau afară și îl bat cu aripile pentru a îndepărta orice umiditate rămasă. Această activitate se desfășoară mai mult de o lună cu constanță până când umiditatea prezentă este atât de mică încât să permită conservarea adecvată a mierii în timp, fără a risca ca mucegaiul și bacteriile să se pot reproduce în interior. În acest fel, albinele produc mierea și vor avea o cantitate durabilă pe care o pot păstra luni întregi în vederea iernii. Știai că pentru a strânge 500 de grame de miere, albinele trebuie să viziteze aproximativ 2 milioane de flori și știai că mierea nu expiră niciodată? Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Little Edu și ca de fiecare dată am zburat. Nu uita de un like, share și subscribe. Ne revedem data viitoare!